care tu m-ai sărutat. Bună, Daniela! Bună, Cătălin! Bună! Ce faci, Daniela? Bună! Uite, pentru prima dată la tine sunt foarte fericită, să știi. Nu-i că nicio problemă. Mi-am dorit asta. Uite că ți s-a întâmplat. Și mai ales mi-am dorit să-l văd pe Ciucă. Tot singură ești? Acum, așa. Am înțeles. Întotdeauna la tine când e așa, nici nu știm dacă e de bine sau nu. Îmi încerc pentru a treia oară norocul, dar oricum și Ciucă este luat. No, deci și Ciucă e în vizor? Da. Nu faci treabă cu mine, zic. Era, dar... Nu faci treabă cu mine, zic. De asta, pe am văzut. Te-am văzut pe iaht, deci m-am retras. Da, pe iaht. Boss. Exact, dar era iahtul lui. Daniela, vine mai aproape un pic așa să aflăm care e povestea asta vieții tale, pentru că e un fel de telenovelă, nu? Foarte, foarte telenovelă, da? Cu un regizor. Cu un regizor cine? Destinul? Păi, destinul, da, da. Destinul. Așa a fost să fie. Am luat eu lucrurile acum când s-au liniștit. Pentru că, într-adevăr, se pare că n-am avut noroc. Și am, după aceea, la a doua încercare, a fost la fel de proastă și a sfârșit la fel de prost. Și atunci am zis, trebuie să... Mă retrag de tot. Haideți să vedem de ce povestea ta e ca o lecție de viață, știi? Da. Pentru că s-a întâmplat cum? La început ai îndrăgostit, aveai cât? 14 ani? Da, 14 anișori, dar m-am îndrăgostit la modul, cred că e bine să specific, platonic. Pentru că eu eram o copilă, eram de la țară, el venea, primul meu partener venea la bunicii lui la țară în vacanță și mergeam împreună eu cu caprele, el cu curcile. Și așa s-a declanșat ceva în mintea mea. El era mai mare cu 5 ani decât mine și bineînțeles că nu mă băga în seamă și eram și micuțică, eram și urâțică și nu m-a vrut. El era băiat de bangata și bunicii erau destul de înstăriți. Na, eram o fată mai simplă și nu m-a vrut. Și după aceea așa a vrut Dumnezeu ca în fiecare vacanță să ne întâlnim, da, tot cu curcile și cu caprele. Până am făcut eu 18 ani și eu de m-am dus la facultate și la facultate, când el a văzut că eu urmez o facultate destul de complexă și cursuri de zi, atunci mi-a dat importanță și așa a început relația. Practic de la 18 ani și ori ne-am cuplat, m-a acceptat, am stat 8 ani împreună. Trebuia să ne căsătorim, după cum se știe deja în toată presa, și o domnișoară, prietena mea și colegă, mi-a fost de generală, s-a gândit ea să mi-l fure. Dar toată povestea asta s-a întâmplat după ce el te-a cerut de soție, nu? Da, ea a venit era la mine, planificată, da, tot. Cu 3 săptămâni înainte, ea a venit la mine, a aflat că el vrea totuși să facem nunta, deși ea era însărcinată în vreo 5 luni, pentru că avusese loc petrecerea de urlăcie și atunci s-a și întâmplat între el și ea să aibă așa și să rămână ea însărcinată și atunci ea, când auzi că el totuși știe că ea este însărcinată și continuă să vrea să facă nunta cu mine, a venit și mi-a spus că, uite, dacă tu vrei să te căsătorești cu el, e problema ta, dar eu sunt însărcinată cu el. Și tu atunci aflasei pentru prima dată că, da, iubirea... Pentru, da, prima dată mă uitam la el și mă gândeam când m-a înșelat, pentru că eram 24 din 24 împreună și răspunsul lui a fost în noaptea burlăcii, o singură dată s-a întâmplat, a rămas însărcinată, n-a vrut să avorteze. Am înțeles. Da. Da. Și, practic, s-a anulat nunta? Da, am anulat. Am fost foarte pornită. El a încercat să repare, să-mi explice că... Nu, am spus, nu, așa ceva nu. Am fost foarte hotărâtă, foarte fermă și am zis, trebuie să pun punct, că altfel intru în ceva toxic și pe viitor mă va costa. Din păcate, dragostea a fost așa de mare încât, după ce ne-am despărțit la vreo 2 ani, așa am reluat relația. Pentru că era dragostea aia care nu se stinsese indiferent de incidente. Și ca să fiu și sinceră, m-a convins că a fost doar o dată, că s-a întâmplat doar o dată să mă trădeze. Acum că a ieșit un copil ghinionului, el a pierdut mai mult, dar iubindu-l și convingându-mă el că s-a întâmplat o singură dată, l-am iertat și am reluat relația, am mai stat 2 ani împreună, cumulați au fost 10. După care am decis că totuși trebuie să ne separăm, pentru că ideea că are un copil cu altcineva... Tot nu-ți dădea pace. Da, nu poți. Oricum Dar ar fi nu. Te-ai refugiat în Facebook?
Acolo. Nu, m-am refugiat în evenimente, efectiv numai în evenimente, în am fi aproape de familie să, na, să îi ajut și așa, pentru că mi-ajut părinții. Să ajut oamenii din jurul meu, să fac lucruri bune, să și așa, făcând eu toate astea și liniștindu-mă și oarecum am spus că nu mai îmi doresc pe nimeni, pentru că nu mai îmi doream pe nimeni. Erai și prea tânără să zici că nu-ți mai dorești pe nimeni. E, nu eram așa, că la 30 de ani aproape s-a terminat. Deci cum, la 30 de ani, gata, să zici, nu mai vreau pe nimeni în viața mea? Da. Dar am zis că dacă am ajuns la 30, poate că era și 30 și ceva, pe 30 și ceva, am zis, prea târziu să mai încerc și ce să mai încerc, că de fapt... Dacă sunt toți la fel. Și se pare că nu m-am înșelat. Flerul meu mi-a dovedit că da, era adevărat, că nu mă înșel în ceea ce simțeam eu, că de fapt nu o să am baftă de un bărbat serios. Da, pe Facebook-ul meu îmi scriu foarte mulți fani. Fani, așa, în ghilimele, că nu sunt eu foarte, foarte cunoscută, dar oameni care... Interpreta de muzică populară, Daniela... Exact. Ploia. Și atunci, cu pretextul ăsta că sunt fan, stau în Timișoara, da. Dar sunt de la Strehaia. Localitatea Comanda, județul Mehedinți. Să nu se facă legătura între Strehaia și Strehaia, așa, că mi s-a mai întâmplat să se asocieze orașul. Și atunci, fiind foarte activă în mediul online, da, răspund la mesajele care sunt insistente. Și am răspuns și celui de-al doilea partener care a intrat în viața mea datorită Facebook-ului. Deci din pe păcate. Facebook v-ați cunoscut. Da, el a fost foarte insistent, a spus că își dorește foarte tare să facă o poză cu mine, își dorește foarte tare să bea un suc cu mine, că nu crede el că o artistă va face lucrul ăsta, deși el este fanul meu și mă urmărește și nu știu ce... Și tot insistând el așa vreo 8-9 luni. El fiind doctor în Franța, nu? Da, în Franța, da, lângă Paris, într-o localitate acolo. A venit, a spus că vine în România și că trece prin Timișoara și că și-ar dori să facem poza și să bem și sucul. Și este de la Ciucă, de la Orlea. Nenorociți, uite, ca să pomenesc. Doctor, cum îl cheamă? Nu putem să-i spunem numele. Numele, prenumele. Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. De ce? Nu. Cristian, Claudiu, Mihai nu, sunt... Deci mai... acum o săptămână, două săptămâni, am primit un e-mail de la el că da, oprește-te cu publicitate pe numele meu și de fapt el este no-name-ish, adică niciodată n-am spus numele lui. Da. Mi-aș fi dorit să fac asta și nu mi-e frică de el sau așa, pur și simplu nu am timp să mă ocup de acțiunile lui adverse. Ce acțiuni adverse? Doar spui cum îl cheamă numele, este foarte numele de un tip foarte agresiv, așa. Dom'le, acum sunt pe bunica mea și află imediat de bunica. Mă, este mi-au plecat mult de la Orlea la Paris. Până da. Până terminăm emisiunea, în 10 minute. Nu la Paris, nu. A te-a păcălit? Da, prima dată, da, m-a păcălit și cu asta. Adică el stătea la Orlea și spunea că e la Paris? Nu, stătea la lângă Paris, într-o localitate uitată de lume pe acolo. Era în Franța. În Franța, și era în Franța. Și că te iubește mult și că vrea să... Culmea este că prima lui întâlnire cu mine, pe mine m-a șocat, în sensul că a avut un comportament foarte, foarte ciudat de om îndrăgostit. Eu îl văzusem pentru prima dată și tocmai ca să facă poza, să-i demonstrez că nu sunt o arogantă și că da, am promis, ok, deci hai. Deci tu, persoană cunoscută în lumea muzicii populare, da. Cu fanii tăi pe Facebook acolo, ai vrut să-i demonstrezi unui fan care ți-a spus că da, ești încrezător să fii o vedetă și nu-ți face-o cu poză cu mine, a zis... Stai mă să-i demonstrez la asta că să fac poză cu el. Bună. Da, am fost corectă. Dacă i-am promis, am zis, ok, nu e nicio problemă. Da. Dacă tu treci prin Timișoara, este în regulă. Adică... Și de acolo a început calvarul meu. Pentru că acest băiat... Tânăr? Nu, chiar foarte. Adică totuși... Nu, Doamne ferește, nu te jignesc în nicio formă, dar mi se pare că la 40 și ceva de ani trebuie să știi ce vrei. Da. Adică nu mai burlăcești, nu mai faci lucruri de 16 ani. Sau poate chiar atunci îți vine, n-ai de unde să știi. Dacă nu l-ai făcut la timpul lor. Concluzia mea finală este, a fost, acum după ce lucrurile s-au așezat, că el de fapt are niște frustrări din copilărie. Era mai urâțel așa, mai naiv. Da, și de asta l-am și acceptat în viața mea. Pentru cum că am zis, că era mai urâțel? Da, am zis, dacă e mai urâțel și mai naiv așa, ăsta nu mă înșală, e în regulă.
Un pic, prima dată zicea că vrea să facă o poză cu tine și după aia cum ai zis că... După aceea am acceptat să începem o relație, pentru că după ce am făcut poza și ne-am văzut în Timișoara, desigur că au urmat din nou insistențe peste insistențe. În acel timp tatăl meu a avut o problemă de sănătate și bineînțeles că l-am întrebat pe el despre și așa, el s-a oferit să mă ajute și din treaba asta am ajuns totuși să avem o relație. Să-mi spună că el nu are pe nimeni, că este singur, că știi că aici în străinătate nu vin fetele, că... Da. Și eu hotărâsem, gata, mă și mut la el, este în regulă. Plec în Franța. Plec în Franța, găsisem și restaurante unde să cânt, mai m-am gândit să fac și școala de asistente, am făcut 2 ani, da. Și te-ai dus în Franța? M-am dus, am stat la el, eu mergeam foarte des la el, deci eu pe lună mergeam de 2-3 ori, așa, câteva zile. Da, în ultimele dăți... El locuia acolo, în Franța, nu? Da, locuia și chiar mă întrebam când a avut timp să aibă 3 relații oficiale. Adică avea 3 relații? 3 relații, deci a fost... Eu știu că de la Orlea. Da, Orlea. Te-am zis, deci, nu arată ca și ciucă, doctor. Spre rușinea mea. Nu? Domnul doctor nu arată. De la Orlea. Ciucă e frumos. Am înțeles, vezi, ciucă? Bați în zania la Orlea. Asta este, recunosc. Și? Am făcut compromis, am spus, în relația cu el. Da. Și când ai aflat că el mai era cu încă 3 fete sau 2? După vreo 2 ani așa de relație, în care el m-a convins să nu postăm poze, pentru că el este domnul doctor și trebuie să se afișeze cu fata care îi va fi soție, la rândul meu am irosit el că și eu îmi doresc același lucru, să nu mă afișez. Da. Că, na, ai mei... Ți-era rușine că e mai urițel, a? Și de asta, sincer. Cum îl cheamă pe băiatul ăsta, mă? Zici? Adică nu că aș fi o Miss România, dar totuși să știi că pe lângă el... Și? Am ieșit cu el la suc și cu prietenii mei și prietenii mei îmi dădeau mesaje la masă, auzi? Scapă de urâtul ăsta, de prostălău ăsta. Am scăpat, dar a fost cam ciudat cum am scăpat. De ce? Păi, după ce am aflat de prima fată, că totuși mai există încă o fată în viața lui într-o relație oficială, cu dovada că a fost la el cu bilet, cu așa, opa, am zis, nu se poate așa ceva, trebuie să deschid deci ochii. Doctorul... Domnul doctor, se pare că nu era așa de naiv și nici așa de urâțel. Cum? Mare crai. Deci nu era urâțel, tu vedeai urâțel. Da, da. Și foarte inteligent, îmi dau seama, pentru că să faci lucrurile astea trebuie să fii totuși deștept. Dar tu când ți-ai dat seama că nu e așa urâțel? Când ai văzut că mai are încă 2 relații, a? Da. Da. Ai zis, bă, că relații, că pentru că toată lumea spunea că e urâțel față de mine. Da, dar uite că nu e, mai are și... că uite că mai avea. Bine, erau mai... nu erau ca mine. Da. Nu erau artiste, nu erau... Da. Erau de la țară, fetele. Da. Și eu sunt de la țară, dar totuși da, mai, da, niște țări mai din cizelată Franța. Puțin, mai... Da. Mai umblată, mai deschisă cu mintea. Și atunci, după ce mi-a scris... Dar ce nu v-ați mutat toți în aceeași casă? Ce, ele și eu și el? Da, sau? Să știi că la un moment dat am înțeles că a încurcat ițele și cu una din ele stabilise să se vadă în același timp și cu mine. Când și-a dat seama că mi-a luat și mie bilet și a luat și ei, a fost urât de tot că a trebuit să renunțe la ea, bineînțeles. Ăsta e doctor de la... deci el pleca de la Orlea? Da, da. Da. Câți ani? Măcar din ea așa câți ani? 42 are. 42, deci știu că... Da, mă, că am aflat cum îl cheamă. Nu cred. Zi doar inițiala, prime litere. Inițiala. I. I? I? Mm-hmm. I? Da. Ionica? Ionuț? Irinel? Da, atât. Da. Mi-aș fi dorit să știi că la un moment dat, când de fapt am aflat toate 3 de relații, că suntem într-o relație cu el, deci fetele astea... Deci toate 3? Da. Ele m-au găsit pe mine pe Facebook, probabil din cauza faptului că sunt mai mediatizat așa. Prima m-a găsit în calculatorul lui, pe care aș fi dus-o la poliție. A reclamat-o că a spart parola și așa. Și bineînțeles că mă pusese pe mine martor. Și am zis, opa, ce treabă am eu? Da. Că rezolvă-ți problemele. M-a convins că a rezolvat problemele și a apărut a doua, care era și ea într-o relație oficială, era de la el, de la Orlea, de acolo. Și se vedeau când venea el la Orlea. Eu am zis, băi, ce e acolo la Orlea, bă? Nu mai fost de mult, ia să mă duc eu mai drept acolo. Nu, acum râd, dar au fost momente foarte, foarte dureroase. Știu că credea că e craiul din ori la el, dar ce se mai întâmplă? Te-ai înșelat, să știi, te-ai înșelat. A fost detronat. Dar hai să spun ceva, nu a avut fete wow, adică a avut fete. M-am liniștit. Adică,
Adică da, nu ce ai tu. Mulțumesc. L-am lăudat prea mult pe ciucul ăsta, m-am aprins. Prea mult, nu, că e și el, e băiat tânăr. Sper să nu se supere băiatul cu care tatonez acum. Acum cu cine tatonezi? Tatonez tot cu un domn doctor, că doar nu m-am învățat nici. E aici cu noi? Nu, este în Belgia. Belgia, mă. Ginecolog, eu zic că e cu minte, că e în regulă. E român? Ginecologi cu minte. Da, de la Oradea. Și ce e, ginecolog? Dar stai, tatu nu, adică nu avem o relație. Dar mă curtează și el de ceva ani. Stai un pic, pe Facebook? Nu, pe el l-am întâlnit la nuntă și de atunci bunicul... Era mire. Nu, era invitat și bunicul lui a zis, tată, ia-o, când mi-a auzit povestea, ia fata asta că e de tine, tată. Sper că e mai frumos și el. Da, și deștept. Și câți ani are? Și el are 40. Și tot singur? Da, tot singur. Dar este băiat serios, testat, adică înainte să-i dau acceptul în viața mea, da, am testat văzut? Mult. Ai da, pus detectivii ori. Pe el? A, v-ați văzut? Dar nu s-a consumat relația, adică suntem adică tatonă. Adică cum s-a consumat? Dar a început relația? Da, dar repet, nu s-a consumat în sensul că nu am avut... am înțeles. Doar așa, platonic. Doar platonic. Adică doar vorbiți pe mesaje, nu? Telefonic, WhatsApp, pe cameră și așa mai departe. Și de cât timp? De cât timp? Da, v-ați văzut, nu v-ați întâlnit? Da, de multe ori. De multe ori? Da, pe de fiecare dată când vine el în România ne vedem, sau dacă eu am fost ne-am văzut, adică da. Dar sunt o fată foarte, cum să spun, clasică. Și nu-mi place să fiu folosită. Asta e și motivul pentru care am avut doar doi parteneri și pentru care eu am lungit-o atâta cu cei doi parteneri. Adică de-a mai dat șansă și primului și am dat șansă și domnului doctor. Și acum al doctor. Și acum al doctor. Săracul doctor, îți dai seama, ăsta, al treilea doctor din Belgia, ăsta trebuie să aștepte și suferă că nu știe ce se... El îmi știe. Știe prin ce ai trecut? Știe tot, da, povesteam cu el. Și? După ce m-am convins că domnul Ionuț era chiar Ionuț îl cheamă un pe... șarlatan. Da, Ionuț. Crezi că ai zis numele? Eu am zis din greșeală, acum da, să mă dea în judecată, că păi așa nu, mi-a spus. Păi nu, dar stai mă, că-s mulți oameni care, pe care cheamă așa. Uite, și pe mine mă cheamă Ionuț. Și tot din Orlea. Eu aș vrea să mă dea în judecată, pentru că mi-ar face chiar plăcere să se afle totuși ce face acest ins. Că nu este probleme, ok ce facem. Probleme grele în muzica populară, oameni buni. Da, dragostea e urâtă. Adică nu te-ai aștepta la așa ceva, așa povești. Telenovelă, da. Da. Dar da, mie asta nici nu înțeleg, adică povestea asta. Tu acum, uite, ai cunoscut pe cineva și de cât de 2 ani de zile te vezi și cu doctorul din Belgia? Nu mă văd, Doamne, adică decât... vorbim, suntem amici. Am fost amici până m-am liniștit eu. De vreo 3 ani mă curtează, încă eram cu Ionuț, să știi. Da, și acum doctorul din Belgia încă de 3 ani. Da, și doctorul tu din Belgia m-a curtat el. De 3 ani și i-am spus că eu am relația mea, să mă lase în pace, nu știu ce. De când m-a cunoscut la nunta respectivă, el m-a tot curtat, a fost foarte insistent. Eu învățată cu ce mi s-a întâmplat cu Ionuț, cu insistențele, bineînțeles că n-am mai avut încredere și nici nu am încredere. I-am spus că nu am încredere. Nu mă gândeam că lași prea mult să treacă timpul, așa, adică 3 ani până... Păi nu am încredere, ce să fac? Mai bine prefer să fiu singură. Dar cum ți-ai revenit după toate acestea? Oh, Doamne, deci dacă îmi vezi acum zâmbetul ăsta, nu era atunci, eram la pământ și nu am suferit după el, că el asta așa a înțeles că eu am suferit după el, că vai ce crai a fost, ce doctor, ce... Nu, greșit, am suferit pentru modul de trădare premeditat, adică nu poți să mergi cu mine... plângând, mergând la biserică, eu cu mine, mi-am terorizat sora și mătușa mea, da, ele au suportat la serviciu, bineînțeles că n-am putut să... Spui. Nu pot, doamna inginer, să vină plângând pe la serviciu. Trebuia să-mi fac treaba și lucrăm cu ministerul și nu se poate. Și a trebuit să fiu foarte echilibrată, dar după serviciu, când mergeam acasă, chiar am suferit enorm. În plus... mi-aminteam toate fazele alea trăite cumva el paralel cu celelalte, adică el era cu mine de mână, căuta cadou pentru cealaltă, la cealaltă îi cerea costum popular pentru mine, lucrurile astea când le-am aflat m-au terminat așa psihic, adică au fost niște căderi psihice pe care le-am autodepășit datorită surorii. Eu zic că ești bine acum și poți să cânti. Foarte bine, acum mulțumesc cerului. Pe care nu cânti toate șogorițele, nu? Numai să-ți o frădemez dacă vrei, dar așa nu. Mă gândeam ca o glumă la toată povestea, că numai șogorițe au fost. M-am gândit să fac ceva legat de, da, de mândruțele. Dar nu știu cum trebuie să tocnesc tema. Adică tema este, dar cum să-l introduc pe el. Iar tu când ai costum popular, lucrezi cu ministerul? Da, când nu am costum popular, da.
Da. Înțeles. Nu intrăm în detalii. Nu, că nu avem voie. Perfect. Sunt artist aici. Da, am înțeles că vrei să fii de cerută de soție. Chiar îți dorești la o mormântare. Asta era o glumă. Dar să știi că m-am gândit că din glumă chiar aș vrea în serios. Rămâne așa ceva pe viață, știi, inedit. N-ai cum să mai uiți treaba asta. Bă, unde m-a cerut la mormântare? Super tare. Mi se pare super tare. Prietena mea a fost pusă în această situație. A fost prezentată părinților, neamurilor, la mormântare la unchiul iubitului ei. Adică, mi s-a părut super tare. Ea s-a supărat și am zis, băi, aș vrea să fiu cerută de nevastă la o mormântare. Adică, de ce nu? Și nunta în cimitir. Păi da, tot e pandemia. De ce? Ok, hai mai bine să cântăm. Nu vrei așa? Eu așa zic. Așa. Piesa este compusă, linie melodică, test de mine. Plecai dintr-o casă plină, am plecat dintr-o casă cu 7 frați și sunt foarte fericită unde am ajuns. Daniela Ploaia. Mulțumesc. Ploaia, oameni buni, așadar o așteptăm, te mai așteptăm aici. Cu tot dragul și am fost foarte fericită când am Sper fost invitată. Da, mulțumim foarte mult de scuze, tot. Ciucă, că stau cu spatele. Ciucă. Cu tot dragul. Ciucă. Ciucă. O să-i fac o piesă. Dar unde ai plecat? Nu, nu, aici, scuze. Să cântăm. E păcat, pentru adică... că e pentru prima dată, de asta. Da, te rog frumos, te duceai să le iei pe... pe domnul, Salim, uite, salut. Că de la emoții nu mi-am prezentat, am venit cu domnul profesor Alin Langă, de la Dinu Lipati. Îi mulțumesc frumos pentru prezența Se lui alături profesor. De mine. Acompaniantul este asigurat de el și... Era Perfect. Normal să-mi fie alături. Daniela, mult succes. Din tot sufletul, vă și mulțumesc. Și ai grijă cu viața ta. Avem, vin și când o să mă căsătoresc de-a dreptul. Să dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută la Numai fel. Numai bine. Plecai dintr-o casă plină, Doamne, în lume străină. Și-mi duc viața cu mult dor, fără niciun ajutor. Plecai dintr-o casă plină, Doamne, în lume străină. Și-mi duc viața cu mult dor, fără niciun ajutor, mă. Nu-i cu mine, soră, frate, tot ce-i vreau sunt prea departe. Orică nu pot, ori n-o vrea, să știe de soarta mea, mă. Nu-i cu mine, soră, frate, tot ce-i vreau sunt prea departe. Orică nu pot, ori n-o vrea, să știe de soarta mea, mă. Mă spăl ca apa de mal, ca frunză dusă de val. Să-mi trăiesc viața frumos și să-mi strâng și eu un rost. Mă spăl ca apa de mal, ca frunză dusă de val. Trăiesc viața frumos și să-mi strâng și eu un rost, mă. Nu cer la inima împrumut, în pope alții ajut. Dumnezeu mare și bun, El mă ajută ca să adun, mă. Nu cer la inima împrumut, în pope alții ajut. Dumnezeu mare și bun, El mă ajută ca să adun, mă. Colin țara cu mult dor, să le gând oamenilor. Eu când la răi și la bun, fără bani sau prea puțini, mă. Colin țara cu mult dor, să le gând.
cânt omenia și le aduc bucuria. Din suflet când și la răi, să fie mai bun și ei, mă. La ce bun cânt omenia și le aduc bucuria. Din suflet când și la răi, să fie mai bun și ei, mă.